Salut prieteni, sunt Angel și astăzi am lansat programul de definire. Pe scurt, deoarece veți avea un link în descriere unde prezint tot programul și vedeți ce conține și așa mai departe, am făcut un experiment în care m-am îngrășat ceva, pentru că veți vedea poza de înainte. M-am îngrășat un pic și am vrut să văd cât pot slăbi în 8 săptămâni. Nu vreau să considerați că este un secret sau am descoperit pilula magică sau a fost foarte ușor. A trebuit să mănânc cum trebuie și este totul explicat, planuri alimentare, 46 de planuri alimentare, o carte cu alimentație și așa mai departe. A trebuit să mă antrenez destul de tare, aveți tot antrenamentul pe care l-am făcut, tot programul de cardio, tot ce trebuie, pentru că nu vreau să credeți că acest proces este foarte ușor, dar merită, pentru că, după cum puteți vedea în această poză, am reușit să slăbesc 11,5 kg, de la 82,5 până la 71 de kg și nu este vorba doar de cantitate sau numărul de kilograme, este vorba și de procentajul de grăsime, deoarece am reușit să ajung la un procentaj de grăsime destul de mic. Nu este de concurs, nu vreau să credeți că puteți ajunge în 8 săptămâni, să zicem, de la gras, pentru că eram gras în prima poză, la o formă de concurs, în schimb am ajuns destul de bine, spun eu. Eu voi continua programul de definire în aceeași formă, în cum este explicat în program, cum puteți extinde programul de la 8 săptămâni să fie 12 săptămâni. Eu voi continua cu 12 săptămâni pentru că doresc ceva mai mult și voi de asemenea puteți să faceți la fel, depinde cât aveți de slăbit și depinde până unde vreți să mergeți. La fel am făcut același experiment și pe Alexandra, după 8 săptămâni acestea au fost rezultatele ei, are 7 kg dacă nu mă înșel, de la 62 până la 55. Vreau să anunț și concursul, deoarece vom face un concurs în prima săptămână, cei care se înscriu în primele 7 zile, cei care achiziționează programul în primele 7 zile intră automat în concursul nostru, care va fi structurat așa. Deci în prima săptămână de pe 1 pe 7 mai sunt înscrieri, cei care achiziționează programul se înscriu automat. După aceea 8 săptămâni, aveți timp să faceți programul, să slăbiți și apoi încă o săptămână, a noua săptămână cum ar veni, aveți timp să ne trimiteți pozele, iar noi vom premia așa, cele mai multe kilograme pierdute și va fi premiul de 500 de lei cash, deci nu în contravaloare de produse și între 200 și 250 de lei pentru că va fi o combinație de produse de la Genius Nutrition, niște suplimente și deci veți avea un total de 700-750 de lei de premium, asta ar fi unul dintre premii, iar celălalt premiu, deoarece vor fi două premii, celălalt premiu va fi pentru cea mai impresionantă transformare, adică pentru cel mai mic procentaj de grăsime. Dacă, de exemplu, ai luat programul și ai reușit să ajungi de la 10 la 6% procentaj de grăsime, chiar dacă, să zicem, ai pierdut doar 5 kg sau 6 kg, nu este o cantitate imensă, în schimb transformarea este foarte impresionantă și de asemenea cu același premiu 500 plus suplimente vom premia și acest lucru. Trebuie să vedeți rezultatele, nu doar în poze, deoarece veți spune că da, bine, într-o poză poți să te faci să arăți bine, pentru că și așa este, pentru acele poze au fost făcute dimineața, au fost făcute la lumini de studio, deci cu siguranță arată mai bine, dar cu toate acestea cam așa arată acum după o zi, deoarece este seară, tocmai ce am mâncat, sunt umflat în partea de jos a abdomenului, asta este. Nu ai fost la sală de două zile? Nu am fost la sală de două zile, nu am dormit două zile, dar și aceasta este acea dungă despre care v-am zis că seamănă foarte mult la Photoshop, dar vedeți, așa este din cauza formatului abdomenului. Cu siguranță nu am terminat procesul de definire pentru că, să zicem, mai am un pic, dar îl voi continua. Pentru 8 săptămâni a fost un progres foarte bun. Haideți să vă arăt și pe Alexandra, cel puțin la abdomen, să vedeți la fel, pentru că pozele pot fi poze și nu este același lucru ca și în video. Cum vedeți, are o chestie interesantă, dacă vă uitați aici, parcă este ca și un fel de abdomen striat, are abdomenul foarte mic, dacă vă uitați, este cât o mână. Și a ajuns destul de ok pentru o fată, în opinia mea, o fată nu ar trebui să fie mai definită decât atât, dar să ai un abdomen tonifiat și cu ceva pătrățele vizibile, mi se pare foarte, foarte bine, mai ales după 8 săptămâni. Sper că v-a plăcut! Aveți linkul în descriere cu tot ce trebuie să știți. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!